Domnule Mihai Jurca, City Manager al orașului Oradea, despre orașul dumneavoastră, multe nu am eu a spune. El este deja un brand turistic recunoscut, este un oraș splendid, am constatat asta și personal în această vară. Întrebarea este nu cât de frumoasă e Oradea, ci cum ați reușit să o faceți atât de frumoasă, adică cum ați reușit să reabilitați niște clădiri aflate în proprietate personală, cum ați reușit să determinați proprietarii, altfel foarte reticenți peste tot în țară, să dea bani pentru clădirile lor, cum ați reușit să scoateți această față minunată a orașului, de care acum sigur toată lumea beneficiază? Care a fost secretul? Cred că nu putem vorbi de secrete. E o politică deschisă pe care o avem cumva stabilită în legislația națională și sunt câteva pârghii pe care guvernul le-a creat în 2015 în legislația națională, care ne permit să avem grijă de patrimoniul construit din centrele istorice. Evident că nu e suficient să ai o prevedere legală la nivel național, ea trebuie implementată și trebuie dusă, în cazul nostru, sistematic și destul de apăsat, politica asta trebuie dusă și la nivel local. Ca să pot să răspund cum de Oradea este un brand turistic, există două componente. Există un dat. Noi avem aici o arhitectură, avem un oraș pe care l-am moștenit și pe care avem obligația de a-l păstra și a-l pune în valoare. Asta ca și bază. După care vorbim de niște investiții care s-au făcut în ultimii 10-12 ani, nu doar în turism, în dezvoltarea infrastructurii de turism, vorbim și de investiții care susțin activitatea de turism. Evident, nu poți să faci turism într-un oraș în care îți cad fațadele în cap, dar nici nu poți să faci turism într-un oraș în care încălzirea hotelurilor sau apa caldă depinde de buna funcționare sau nu a unui cet. Așa că investiția, de exemplu, în sistemul centralizat de termoficare, aparent nu are legătură cu turismul, dar impactează activitatea de turism foarte mult. Și atunci au fost o serie de investiții și în infrastructura rutieră și accesibilitate care s-au făcut și care ne-au creat premisele. Din 2015 încoace, noi am început să lucrăm și la partea soft, partea de promovare, partea de definire a unui brand, dacă îi putem spune, a valorilor și a punctelor care ne fac unici în relație cu ceea ce există în oferta regională, națională sau chiar internațională. Dacă mă refer strict la patrimoniul construit, este adevărat că în ultimii ani în Oradea s-a făcut un progres în ceea ce privește reabilitarea fațadelor. Am început proiectul ăsta, asta doar ca să explic, doar ca să se înțeleagă că nu se pot face de azi pe mâine, lucrurile astea au nevoie de timp și destul de mult. Noi, în 2010, am făcut primul studiu care evalua nevoia de investiție în centrul istoric al orașului și stabilea un set de măsuri pe care noi va trebui, sau un set de măsuri pe care trebuia să le implementăm pentru a reabilita clădirile din centrul istoric. Imediat după ce am făcut acest studiu, undeva la un an distanță, în 2011-2010, spre final, am făcut un proiect pilot. Am demonstrat că primăria sau reabilitarea centrului istoric poate să aducă niște beneficii evidente. Și am luat o clădire din Piața Unirii, o casă mai mică, nu un palat mare, pe care Casa Covaț, pe care am reabilitat-o. Și de acolo încolo, cumva, am început să lucrăm printr-o structură în care este și primăria și Consiliul Județean, Fundația de Protejare a Monumentelor. Considerat structura asta ca și o organizație care conduce programul și îl știe foarte bine din punct de vedere tehnic. Ați luat-o în sensul că ați cumpărat-o la primărie sau ce înseamnă am Nu. luat-o? Vă referiți la proiectul pilot sau la La fundație? casa, nu. La casa prima pe care Nu. ați... Era în parte proprietatea municipiului. Noi avem acolo aproape jumate din suprafața casei. Și cealaltă parte care este privată, ne-am asumat-o ca și cheltuială, am aprobat în Consiliul Local toate cheltuielile pentru reabilitare, astfel încât să facem un exemplu, să demonstrăm că lucrurile astea se pot face și că rezultatele, evident, sunt bune. Deci proiectul pilot a fost pe banii primăriei, Corect. integral. Așa. Da. În continuare? Fundația de Protejare a Monumentelor.
În continuare, ne-am îndreptat eforturile către Fundația de Protejare a Monumentelor, un ONG din care și Primăria și Consiliul Județean face parte, care are ca și misiune exact numele, protejarea monumentelor din Oradea. Și atunci, prin ei, am început să explicăm ce ar însemna programul de reabilitare a fațadelor din Oradea. Am pus la punct în 2012 programul multianual, regulamentul prin care noi ne propuneam să reabilităm majoritatea clădirilor din centrul istoric. Și am încercat să le explicăm oamenilor care le sunt responsabilitățile și, evident, care le sunt și beneficiile. Și au înțeles? Nu am înțeles din prima, pentru că în primii ani noi am oferit o serie de beneficii. De la realizarea proiectului tehnic de către fundație, asigurarea tuturor costurilor, ceea ce presupun întăbularea după reabilitarea proprietăților, taxele de autorizații de construcții sau taxele și avizele către Inspectoratul de Stat în construcții. Pentru monumentele istorice am asigurat chiar și un grant nerambursabil și în același timp un împrumut rambursabil fără dobândă, tot pentru monumentele clasificate ca și monument istoric, astfel încât să putem reabilita într-un timp relativ scurt cât mai multe clădiri. În primii ani, până prin 2015, cred că am avut undeva la vreo 4 autorizații de construcție emise pe această temă. În 2015 s-a modificat legislația națională și am, evident, lucrând la asta din 2013 încolo, am putut să, prin codul fiscal s-a modificat și am putut să implementăm supraimpozitări. Și asta a schimbat un pic dinamica jocului, în sensul în care nu e suficient, din păcate, să ai doar măsuri de sprijin, e nevoie și de măsuri coercitive. Și atunci, din 2015, cei care locuiesc în centru istoric și nu își reabilitează fațadele sau nu intră în programul multianual de reabilitare a fațadelor, sunt supraimpozitați și supraimpozitarea este de 500%. 500% remarcabil. Haideți să facem un pic de să sistematizăm un pic. Deci aveți două tipuri de clădiri, clădiri monument istoric și clădiri obișnuite în centru istoric, care nu au calitate de, nu au statut de monument istoric. Pentru cei care sunt monumente istorice, oferiți granturi și acel împrumut pe 5 ani în rate egale, nu, plus o scutire fără de fără dobândă. Pentru cei care nu sunt monumente istorice, aveți vreo formă de ajutor sau doar supraimpozitarea? Există o formă de ajutor, tot ceea ce înseamnă proiectarea, tot ceea ce înseamnă scutirea de taxele de construcție, autorizație de construcție, taxa către ISC, sunt asumate de primărie, indiferent de ce tip de clădire, despre ce tip de clădire vorbim. În același timp, în supraimpozitarea creează și un fond prin care noi acordăm aceste. Deci de acolo banii. Împrumuturi, da, de acolo banii. Dar împrumuturi? Beneficiul pe care l-au împrumuturi celor care sunt în monumente istorice. Cele care sunt monumente. Dar cei care intră în program, indiferent că sunt monument istoric sau nu, vor fi scutiți de impozitul pe proprietate timp de 5 ani. Și este un beneficiu important pentru că în foarte multe cazuri este aproape egal scutirea cu cheltuiala pe care un proprietar o poate avea. Adică impozitul de 500% e aproape egal cu cheltuiala, că impozitul acela, asupra impozitarea. Adică ori ne dai nouă bani, ori o investești în casă, cam asta ar fi logica economică pe care o propuneți, nu? Corect, corect, corect. Beneficiile, evident, fiind în primul rând pentru proprietari. Au fost multe situații în care în clădiri sunt fragmentate proprietățile, evident, ca și în alte zone. Avem proprietari care doresc, avem proprietari care nu doresc. Dacă nu ajungem la un procent de peste 50% din proprietari care să-și dorească reabilitarea, a trebuit să găsim o soluție pentru cei care doreau să reabiliteze, dar evident depindeau de ceilalți vecini. Și atunci, cei care doresc, dar nu se întâlnesc în majoritate, doresc să reabiliteze clădirea,
Cota parte din valoarea estimată a reabilitării este virată primăriei în acel fond multianual și ei nu vor primi această majorare de impozit. Ce faceți în situația în care vine la dumneavoastră un proprietar precum Moromete cu Foncirea și spune n-am de unde să-ți dau. Nici impozit, n-am să-ți dau nimic. N-am să reabilitez, n-am impozit, asta e casa mea, ce pot să-mi faci? Noi nu putem decât să aplicăm regulile astea pe care le-am descris. Evident, ele pot duce în scenariul cel mai prost la un debit care depășește valoarea proprietății și atunci putem apela la executări silite. Dar în același timp, pentru foarte mulți din cei care au poate problema asta, primăria a venit cu o soluție, în sensul în care le-am propus să le răscumpărăm proprietatea sau să cumpărăm proprietatea, cu mențiunea că aveau dreptul să locuiască acolo și nu s-ar fi schimbat nimica până la momentul la care decedau. Și asta se întâmpla în mare parte cu proprietarii care ne-au spus că nu au urmat și că nici nu își permit costurile reabilitării. La momentul la care am făcut propunerea aceasta, evident, în foarte multe situații au apărut nepoți, urmași care au reușit să intervină pentru a nu pierde proprietatea. E cert că acest program de reabilitare a dus la o creștere exponențială, cel puțin în ultimii 10 ani, a prețurilor proprietăților din centrul istoric, în sensul pozitiv. Și atunci noi până acum nu am aplicat această soluție pentru că în fiecare caz, într-un final, s-a găsit o formulă pentru a acoperi reabilitarea. Dar există niște reguli economice și sociale care sunt valabile peste tot. Dacă nu-ți permiți o mașină sau o proprietate, de obicei nu o ai. În România, în Oradea, s-au întâmplat situații în care aveam cazuri sociale în centrul orașului și nu altceva, pentru că asta a fost o politică dusă înainte și după, imediat după Revoluție, ceea ce nu este normal, la modul foarte deschis. Nu, cazurile sociale nu pot să fie în centrul istoric al orașului, pentru că atunci dăunează foarte mult oricărei activități de acolo. Este o abordare fundamental nepopulistă și mă întreb, bun, nu în toată această perioadă ați fost city manager al orașului, dar ați lucrat în primărie, nu vă lua lumea cu pietre pe stradă, ca să zic așa, pentru că tulburați niște reguli populiste. Credeți-mă, deși, repet, cum bine ați spus, eu nu am fost implicat direct, am lucrat alături de domnul primar de atunci, domnul Bolojan, și știu foarte exact ce se întâmpla. Asta cu pietrele e o figură de stil și evident exactă, sau poate. Dar lucrurile în realitate s-au terminat de foarte multe ori și cu plângeri penale. Lucruri un pic mai complicate. Mai rău decât pietre, da. Nu este. Corect. Nu este, nu este, sigur nu este o măsură populară, dar ca și cu orice măsură nepopulară, dacă oamenii reușesc să vadă capătul tunelului, dacă pot să-i spun așa, unele rezultate, vor înțelege și vor înțelege mecanica măsurilor, care unele nepopulare aduc totuși beneficii. Niciodată și nicio politică, nici publică, nici privată, nu toată lumea va fi mulțumită, asta e certitudine. Da, e mai sănătos să ne mulțumești pe o bucată din populație, dar să faci treaba, decât să-i mulțumești pe tot și să nu faci nimic. Ați spomenit, cam asta e calculul. Am înțeles. Cam cât din centrul istoric ați reușit să reabilitați în această formulă, să zicem, și zăhărel și bici? Că, de fapt, asta faceți. Cine nu vrea zăhărelul, primește biciul. Ca să fim foarte plastici, cât din centrul istoric ați reabilitat? Suntem undeva la vreo 70% și aici mă gândesc strict la artelele extrem de turistice sau de pietonale din centrul istoric. Dacă mă refer la tot ansamblul istoric, suntem undeva la vreo 25-30%. Mai avem foarte mult de muncă în zona asta. Dar ceea ce am văzut noi după 2015 încoace și în special în ultimii ani este că ritmul e din ce în ce mai accelerat.
și lucrurile se întâmplă din ce în ce mai mult pe cont propriu, vin proprietari, se coalizează și încep să-și reabiliteze fațadele. Deja dezvoltarea care vine odată cu acest proces a început să fie contagioasă, dacă pot să spun așa. Și în același timp, pe lângă reabilitarea fațadelor, primăria a mai dus o politică importantă, și anume cea de a extinde zonele pietonale în centrul istoric. Și simplu fapt de a alergi un trotuar deja este un beneficiu care poate să vină în directă corelare cu reabilitarea unei fațade sau cu proprietarii care își reabilitează o fațadă. Da, ați omorât traficul și parcările. Altă nenorocire. Cel puțin eu privesc din perspectiva bucureșteanului. Dacă când vine zona pietonală, e mai mare aglomerația în trafic și sunt mai puține locuri de parcare. Cum le-ați îmbinat? Cum ați reușit să le... Politica de parcare pe care noi am dus-o, cel puțin în zona centrală, merge pe niște principii foarte simple. Noi avem undeva la 6.700 de locuri de parcare în centru istoric, care de obicei erau pe marginea trotuarelor, drumurilor. Ce încercăm să facem este să construim parcaje compacte în centru istoric, supraterane sau subterane. Momentan sunt executate și în utilizare două parcaje de 800 de locuri și este în finalizare, asta înseamnă undeva pe finalul lunii octombrie va fi dat în folosință un alt parcaj cu încă 400 de locuri. Mai avem în execuție încă două parcări care totalizează undeva tot la vreo 800 de locuri. Principiul este de a aduna locurile de parcare care sunt pe marginea drumului și a le pune în locuri compacte în zona centrală, astfel încât să poți să implementezi o politică de extindere a spațiilor pietonale, trotuare sau a crea chiar zone exclusiv pietonale. Pe lângă partea politica de parcări, avem și politica de susținere a transportului în comun, pentru că parcările trebuie să meargă mână în mână cu transportul în comun. Și atunci am lucrat foarte mult și la ceea ce înseamnă condițiile pe care le oferim în transportul în comun, o programare cât mai bună și vom face în următoarea perioadă o prioritizare a transportului în comun în raport cu traficul, astfel încât el să fie din ce în ce mai utilizat. Mărturisesc că la Oradea n-am văzut nici ambuteiaje și n-am auzit nici claxoane. Dar tot din perspectiva bucureșteanului vă întreb, cum i-ați convins pe oameni că e mai bine să parcheze în acele parcări supraetajate sau subterane, unde costă, decât pe marginea drumului, unde nu costă? În București parcările cu plată sunt goale, trotuarele sunt sufocate. Un loc de parcare pe marginea drumului în Oradea costă pentru 2 ore 2 euro. Nu există niciun loc în Oradea unde parcarea să nu coste. Evident, convingerea vine prin modul în care implementezi unele politici și modul în care le susții. Colegii 2 euro? De la serviciu parcări. Stați o secundă, 2 euro pe oră pe marginea drumului și în parcarea supra sau subterană? În parcarea subterană este 1,50 euro. Deci e mai scump pe marginea drumului, dar e mai aproape. Și colegii noastre de la parcări? E mai scump și mai... Ei își fac treaba și verifică majoritatea locurilor din centrul istoric sunt locuri în culoare galbenă. Asta înseamnă că au durată limitată. Nu poți să parchezi acolo, chiar dacă vei plăti, mai mult de 2 ore. E nevoie de o echipă care să verifice tot timpul că mașinile au tichet, că nu stau mai mult de 2 ore. Și făcând sau aplicând foarte strict această măsură, oamenii încep să învețe și încep să vadă că, de fapt, parcările, mai ales din centrul istoric, nu sunt altceva decât un serviciu public. E bine ca în momentul în care ai treabă în centrul istoric,
să găsești un loc de parcare, ele să nu fie blocate de dimineața până după masa când se termină programul, modul în care aplici regulile și cât de aproape ții de aplicarea lor, cred că la un moment dat dă rezultatele pe care noi le avem. Gândiți-vă că din parcările, din veniturile orașului din parcări sunt de peste 5 milioane de euro anual. Ați spus de primărie. Primăria este în centrul istoric al orașului, chiar e una din clădirile istorice ale orașului. Dacă omul vine la primărie, săracul, dacă ia mai mult, că în București când te duci la primărie, îți ia mai mult de 2 ore să rezolvi problema. Există o politică chiar în cetățeni. Mașinile instituției au fost mutate la 2 străzi distanță, într-o parcare a companiei de apă, are o curte în spate unde există o parcare și acolo parcăm mașinile instituției. În curtea primăriei parchează cetățenii. 30 de minute parcarea este gratuită. Asta înseamnă că vii la primărie, probabil plătești un impozit, depui o documentație, oricum ceva care în principiu, datorită unor investiții pe care le-am făcut în zona de relații cu publicul, avem un birou unic în care intri și îți rezolvi toate problemele legate de primărie. Plătești, lași documentații, ridici avize. În principiu nu ar trebui să ai de-a face cu niciun alt birou din primărie. Noi spunem piramidă pentru care un acoperiș din stil. Am creat un birou unic de relații cu publicul și atunci ajungi la primărie la modul la care e organizat biroul de relații cu publicul. Dacă documentațiile tale sunt corect făcute și nu sunt probleme, în jumătate de oră ar trebui să termin ce ai de făcut în primărie. Dacă depășești 2 ore, parcarea din primărie e și cea mai scumpă parcare din oraș sau din centrul orașului. Asta pentru că ne dorim ca rulajul pe parcarea din primărie sau din zona primăriei să fie cât mai mare. Asta înseamnă că oamenii vin, își rezolvă problemele și pleacă. Și nu se eternizează. Asta e principiul, principiul parcărilor cu durată determinată. Prima perioadă cât durează și cât e? 30 de minute, este gratuit, așa. După care ajungem la 40 de lei după 2 ore. După 40 de, după 2 ore costă 40 de lei parcarea în curtea primăriei? Nu prea e avantajos să-ți pierzi vremea acolo. Noi lucrăm să nu dăm motive să pierzi timpul. Câți turiști aveți anual? Câți turiști vin anual în Oradea? Ați făcut o estimare? Avem date certe, cel puțin cele pe care le oferă INSEU. Înainte de pandemie, evident, în 2019, am avut peste 195.000 de turiști. În 2018, când încă aveam zboruri internaționale, am avut peste 230.000 de turiști, mai mult decât populația orașului. Anul trecut a fost un an extrem de greu. Am terminat anul cu undeva puțin peste 100.000 de turiști, ceea ce, din punctul nostru de vedere, în condițiile date, a fost un an mulțumitor. Suntem la 50% din ceea ce aveam înainte. Am discutat și cu industria de ospitalitate și oamenii au încheiat un an onorabil, dacă pot spune așa. Anul acesta, în schimb, lucrurile arată foarte bine. Cel puțin pe perioada verii avem un grad de ocupare, dacă nu la fel de bun, dacă nu la fel de bun ca în 2019, chiar mai bun în unele zile sau săptămâni. Vom vedea pe ce trend sau pe ce cifre vom închide anul, dar evident, zborurile internaționale pe care le avem începând cu iulie anul acesta în Oradea creează premisele ca partea de turism sau fluxurile turistice să ajungă la volumele pe care le aveam cel puțin în 2018-2017 și eu sper ca în următorii 2 ani să le depășească. Vă rog. Spuneți, continuați. Turismul este o componentă a economiei locale pe care noi am dezvoltat-o odată prin investiții în infrastructură și aici mă gândesc la reabilitarea cetății, mă gândesc la construcția aquaparcului, mă gândesc la extinderea spațiilor pietonale din centrul istoric, crearea unor ancore turistice cum e Muzeul Art Nouveau, Centrul Cultural din Sinagoga Neologă și alte elemente care creează pe lângă infrastructură și o ofertă turistică interesantă.
ea, ca și componentă turistică, ca și componentă economică, turismul va deveni sau sperăm să devină unul din pilonii principale a economiei locale și lucrăm în direcția aceasta prin investiții soft și investiții hard, dacă le pot spune. Un oraș turistic este un oraș foarte greu de curățat și iarăși privesc din perspectiva bucureșteanului oarecum traumatizat de subiect. Cum reușiți să păstrați Oradea curată? Pentru că Oradea este foarte curată. Am remarcat lucrul acesta. Ne-ar plăcea să fie și mai curată. Noi suntem localnici și probabil fiind fiecare zi aici, vedem și lucrurile care nu sunt puse 100% la punct. Cred că, la fel ca și multe alte situații, regulile implementate consecvent sunt soluția. Nu există operator economic, vă dau un exemplu, un centru istoric care să nu aibă un contract individual de salubritate cu compania de salubritate. Nu există proprietar din centru istoric și nu numai, care să nu aibă contract direct cu compania de salubritate. Deci nu e gratis. Singurele contracte cu nimic, cu siguranță nu este gratis, nici pentru primărie măturatul străzilor nu e gratis, dar și în zona care nu ține de partea turistică, unde avem asociațiile de proprietari, și acolo fiecare asociație de proprietari are contract cu compania de salubritate. Eu ca și eu locuiesc într-un bloc cu peste 100 de apartamente. Avem un contract, acum 2 luni am primit și amenzi pentru că nu facem colectare selectivă, nu toți vecinii o fac. Și atunci, pe lângă urmărirea acestor reguli și punerea lor în aplicare, consecvența cu care le punem în aplicare, am început de acum 2 ani, anul acesta deja a devenit regulament local, colectarea selectivă a deșeurilor. Principiile pe care le aplicăm sunt cele pe care ni le indică Comisia Europeană, și anume plătești cât arunci. Toți proprietarii individuali sau toți cei care au contracte individuale astăzi plătesc pe cantitatea de deșeu pe care o aruncă. Fiecare tomberon pe care îl ai la o casă sau la un apartament în zona centrală și ai propriul tomberon are un chip. Și la momentul la care ele se descarcă, sunt cântărite și știm ce cantitate de deșeuri ți se facturează. Este mult mai complicat să facem asta în ansambluri de blocuri, cum sunt cele pe care le avem în zona construită după anii 50, pentru că acolo avem o cantitate mare de deșeuri distribuită la un număr mare de proprietari. Într-o asociație de locatari pot fi de la 30 de familii până la 120, cum sunt blocurile mai înalte. Și atunci, acolo încă ne uităm spre cei din vest ce soluții au adoptat pentru a putea să aplicăm clar principiul plătești cât arunci. Dacă selectezi, vei plăti din ce în ce mai puțin. Nu se poate altfel. Bun, asta este, să zicem, Oradea pe care o vede ochiul turistului, care pentru un oraș turistic este curată, sigur, mai sunt zone în crișul repede, am văzut de exemplu, dar pentru un oraș turistic arată bine, cu reabilitate, cu plătire. Există și o Oradea oradenilor, unde există și unele supărări, unele nemulțumiri. Am colectat și eu pentru a vă întreba despre ele. De exemplu, sunt oameni care consideră că din punctul de vedere al salariilor, al nivelului de trai, Oradea încă nu a decolat, la fel cum a decolat partea turistică. Care este nivelul de salarizare și nivelul de trai în oraș? Și care sunt oportunitățile în afară de cele date de turism? Noi am lucrat destul de mult pentru a crește baza economică a orașului. După 2009 am creat 4 noi parcuri industriale unde am atras peste 600 de milioane de euro investiții și s-au creat undeva la 6.300 de locuri de muncă.
Pornind de la niște premise care nu aveau o economie sau economia locală nu avea o bază importantă decât în partea de servicii. În ultimii ani, baza economică a orașului s-a dus pe zona de producție, s-a dus pe zona de industrie și, evident, avem niște decalaje de recuperat. Nivelul de trai din Oradea sau calitatea nivelului vieții este una bună. Evident, noi suntem în spate cu nivelul de salarizare în raport cu orașe precum Clujul sau Timișoara. Și nu numai. Ceea ce poate să facă primăria este să aducă o masă economică cât mai multă, care la un moment dat va intra într-o competiție și în felul ăsta vor crește și veniturile oamenilor. În același timp, trebuie să ne concentrăm să oferim condiții și servicii cât mai bune cetățenilor pentru a crește gradul de satisfacție și gradul de standard de calitate al vieții. Acest lucru, evident, va atrage și noi investiții. Parcurile industriale au creat, repet, o bază și un punct de pornire extrem de important. Vorbim de un salariu mediu în zona companiilor din parcul industrial de 2500 de lei în zona de operatori și de peste 3500 de lei în zona de servicii și birouri. Discutăm de valoare netă, presupun. Netă, vorbim de valoare netă, sigur. La care se adaugă tichetele de masă, transportul în comun, sunt câteva beneficii pe care companiile le oferă aproape din oficiu. Nivelul șomajului din Oradea este sub 1%, 1%. Asta înseamnă că e o competiție pe piața forței de muncă și competiția, evident, va genera, va duce la niște venituri mai mari. Noi ce va trebui să facem în următorii ani, să ne îndreptăm și spre niște industrii și să creăm niște condiții pentru a atrage industrii care au un nivel de salarizare sau de creează nivel de venituri mult mai bun. Am făcut asta printr-un program care se adresează companiilor care investesc în IT, în industria tehnologiei în Oradea. Le oferim scutire de impozite pe teren și clădiri în momentul în care vin în Oradea sau își construiesc o clădire de birouri în Oradea. Și în același timp am creat un program care se numește Make IT în Oradea sau Make It în Oradea, care susține burse pentru copiii care sunt în clasele de liceu din zona de IT și oferă 50.000 de euro bani pentru startup-uri în IT. Evident, cu condiția ca aceste startup-uri să rămână în Oradea. Va trebui să oferim și să lucrăm în continuare la condiții pentru a atrage business-uri și investitori care să dezvolte zona de servicii, să vină să dezvolte partea de nivel de salarizare mai ridicat. Un alt reproș se referă la calitatea considerată oarecum slabă a universității din Oradea, motiv pentru care foarte mulți tineri preferă să plece la universități din alte orașe, nu mai discut de străinătate, dar discut de Cluj, un vecinat, și de alte orașe, și mulți dintre ei nu se mai întorc apoi în Oradea. Aici ce puteți face? Noi putem să ajutăm și să creăm niște condiții care țin de cele mai multe ori de infrastructură. Primăria și-a asumat să investească și să construiască două corpuri de clădire pentru cămine de studenți, cămine studențești la cele mai bune standarde. Ne-am asumat să dezvoltăm campusul universitar cu toate investițiile sau resursele materiale pe care noi le putem face. Evident, nu putem interveni în zona de educație, pentru că nu este apanajul primăriei, este apanajul ministerului, dar este cert că Universitatea Oradea este un pivot extrem de important în dezvoltarea orașului. Dacă ea nu va fi performantă și dacă acest trend pe care dumneavoastră l-ați spus și pe care îl vedem și noi va continua, Oradea se va putea dezvolta până la un anumit punct.
Fără o universitate performantă, Oradea nu poate să-și depășească un anumit nivel de dezvoltare. E o lege a fizicii, nu se poate așa, altfel. Și atunci există șansa ca universitatea să se reformeze și să devină mai performantă, sau vor exista, dacă orașul performează destul de bine din punct de vedere al dezvoltării și economic, eu sunt convins că vor exista universități care vor veni și își vor deschide sedii în Oradea. Nu știu, dacă ați vorbit de Cluj, mă gândesc la o universitate din Cluj care ar putea să vină să aibă cursuri în Oradea. Asta pentru că Oradea s-ar putea să devină atractivă datorită unor condiții istorice, nu știu, poziția geografică, patrimoniu cultural, dar și a lucrurilor pe care le-am făcut în ultima perioadă, să aibă un nivel de calitate al vieții mai bun, astfel de ambuteaje. Dezvoltarea vine și cu un efect secundar, congestia în trafic. Noi încercăm să preîntâmpinăm acest efect prin o serie de investiții. Am făcut pasaje subterane în zona centrală și în zonele în care vedem că vom avea foarte multe probleme odată ce se dezvoltă economic orașul și evident crește masa de populație. Și e posibil ca în momentul în care orașul ajunge la un anumit prag de dezvoltare să existe un interes și din partea unor universități care să vină spre Oradea. E cert că fără o universitate performantă noi nu putem performa. Ceea ce primăria poate să facă este să-și ofere toată susținerea pentru a dezvolta infrastructura materială a universității, lucruri pe care le-am făcut. Și în același timp noi ne-am implicat foarte mult în școlile profesionale sau în învățământul dual, atât pentru companiile din parcurile industriale, unde avem, fiecare companie are o clasă pe care o duce în învățământul profesional, cât și în zona de turism. Avem un parteneriat cu școala Ecole Hotelier de la Lausanne, cu școala de turism din Lausanne, una din cele mai prestigioase școli din lume. Și împreună cu ei am pus bazele unei școli, un învățământ dual pe zona de turism. De turism, sunt da. Măsurile pe care noi le putem lua și măsurile pe care le-am făcut în Oradea. În același timp am susținut și o școală internațională în Oradea. În Oradea avem școală internațională pentru că ne-am dat seama că dezvoltarea, în special atragerea de investitori străini, are nevoie și de astfel de componentă. Ca și cu multe alte lucruri, ne-am dat seama că noi trebuie să le susținem în prima parte a vieților, după care ele își găsesc locul în piață și devin autosustenabile. Cât din ce ați realizat, ați realizat cu fonduri europene? Care a fost absorpția de fonduri europene în Oradea? Absorpția, dacă mă refer la cifre absolute, în ultimele două cicluri de programare am avut peste 630 de milioane de euro. Ce s-a făcut? Și aici mă gândesc la investițiile majore, s-au făcut din fonduri europene. Politica aceasta este făcută și acum. Ne punem mari speranțe și în Programul Național de Redresare și Reziliență, care ar putea să completeze programul clasic sau perioada clasică de finanțare europeană. Tot ce s-a făcut în Oradea sau tot ce s-a putut face din fonduri europene s-a făcut, ca să vă răspund la întrebare. Bun, deci bani ați avut pentru că ați accesat. Cum ați găsit firme? Pentru că asta este o mare problemă în România de azi. A devenit o mare problemă să găsești firme care să aibă oameni specializați, care să-și respecte termenele și care să lucreze așa cum trebuie. Sunt probleme și astăzi. Sunt licitații pe care le reluăm de două, de trei ori pentru că nu avem ofertanți. De foarte multe ori am făcut și acțiuni proactive. Am mers noi și am căutat firme și am invitat la licitațiile publice. Lucru pe care îl facem și astăzi. Dacă avem o licitație extrem de specializată, vă dau un exemplu, turbina de la noua centrală de încălzire a orașului este o turbină General Electric, este de fapt un motor de avion supradimensionat. În momentul în care noi am lansat licitația aia în procedura europeană, ne-am notificat, am anunțat, am discutat cu pe. Încăm să facem cât mai cunoscută investiția pe care dorim să o realizăm și în același timp discutăm foarte atent cu proiectanții ca prețul
prețurile sau estimările pe care le au în proiectele tehnice să fie cât mai aproape de realitate. Am avut investiții pe care le-am atribuit la 98% din valoarea estimată. Asta a însemnat că proiectantul a estimat aproape exact valoarea investiției cu prețurile de piață. Ne lovim și noi, evident, de problemele care au venit în urma creșterii costurilor materiilor prime, a forței de muncă, și cu fiecare posibilitate legală pe care ne oferă guvernul, actualizăm aceste costuri, astfel încât să putem fi competitivi și să putem duce la bun sfârșit investițiile. Un lucru foarte important este să ții cuvântul și termenele. Dacă o situație de lucrare a fost depusă în primărie și am verificat-o, a fost în regulă, am încercat în cel mai scurt timp să facem plata constructorului și cumva în felul ăsta îți asigur un minim de credibilitate și oamenii vor începe să aibă încredere în primărie și vor veni la licitații. Un alt principiu extrem de important este să îi asigur pe cei, și asigur prin fapte, evident, pe cei care pot participa la licitații, că licitațiile sunt corecte. Și un lucru pe care primăria l-a făcut a fost să asigure corectitudinea în atribuirea contractelor de licitație. Și n-am avut niciodată probleme și asta cred că iarăși ne pune într-o poziție bună în a putea avea cât mai mulți ofertanți. Acum vă provoc și la un test de sinceritate. Ați avut și eșecuri? Absolut. Nu există muncă și mai ales în volumul acesta fără eșecuri. Au fost chiar și în centru istoric, pentru că vorbeam de partea turistică mai devreme. În centru istoric avem o clădire cu un pasaj pietonal, inspirat de galeriile Vittorio Emanuele din Milano, pasajul Vulturul Negru, pe care l-am licitat acum 5 ani. Executantul a făcut un mozaic după proiectul și planul din 1908, când a fost construită clădirea, dar care la o lună după ce s-a finalizat a crăpat. Nu am avut sau nu avem încă oameni pregătiți pe zona asta de mozaic și a fost foarte greu să-i găsim. Până la urmă, tot ceea ce s-a făcut pe zona pietonală, cele mai multe ori a fost făcută cu echipe din Italia, cu pietrari de 4 generații, familii italiene, care au venit în Oradea, pentru că și acolo ne-am dat seama că, trecând prin eșecul acesta, că trebuie să refacem lucrarea, am dat în judecată constructorul, a fost obligat să refacă lucrarea, a mers pe o soluție mult mai simplă, dar care asigură în timp durabilitatea. Și atunci, văzând că noi nu avem companiile cel puțin care au venit în Oradea, nu aveau pregătirea pentru această zonă, ne-am dus și am căutat unde există cei mai buni oameni în zona asta și am găsit o zonă în nordul Italiei unde de câteva generații, multe din familiile de acolo se ocupă cu asta. Pavajul din centrul istoric al orașului, în foarte multe, în cea mai mare parte a fost făcut de companie italiană, care evident a fost acceptat la licitație și care face o treabă bună. Eu sper ca probabil în următorii ani să ne putem baza pe companiile din România. Și dealul Ciuperca, care a luat-o la vale. Dealul Ciuperca a luat-o la vale. Este probabil cel mai răsunător eșec pe care noi l-am avut. Nu este singurul, ca să fiu foarte onest. Sunt lucruri care tot timpul apar probleme și sunt proiecte pe care le-ai prevăzut într-un anume fel, dar le execuți datorită unor probleme apărute pe parcurs, într-o manieră diferită, dar care ating scopul. Ciuperca a fost un exemplu de execuție și proiectare defectuoasă. E un domeniu care are nevoie de o specializare extrem de profundă. Studiile geotehnice nu sunt suficiente pe anumiți versanți. A trebuit să avem expertiză tehnică făcută în România. Cred că sunt 4 sau 5 experți care pot face astfel de expertize. Și noi am avut la momentul la care noi am făcut proiectul, la momentul inițial. Am primit un studiu geotehnic care ne spunea că se pot face investițiile, constructorul a executat și
ne-am trezit la aproape un an distanță, probabil nici un an, cu jumate din deal care a luat-o la vale. Ce s-a întâmplat de fapt? În momentul în care noi am intervenit în structura dealului, el fiind cu probleme istorice, cu probleme de alunecare, nu am, am intervenit și am adus mult pământ de umplutură pentru a crea spații verzi noi, pentru a crea noi forme ale dealului, care ne fiind la vale. Este un proiect pe care, sau este un exemplu care nu ne ascundem și este un exemplu care demonstrează faptul că nu tot timpul toate lucrurile ți ies. Dar dacă o mare parte sau majoritatea proiectelor pe care le faci își ating obiectivul, evident că vor mai exista și proiecte care nu ți ies bine din prima. Și încă un aspect pe care îl sesizează așa o rădenii, o viață culturală ceva mai slabă decât a Clujului învecinat, după care tânjește toată lumea. Care e viața culturală a orașului Oradea? Distinctă, pentru că zidurile, clădirile, sigur, sunt o componentă, dar trebuie să existe și componenta cealaltă. Viața culturală a orașului este la fel ca și orașul în dezvoltare. O să pornesc de la câteva premise istorice ca să ne dăm seama de unde ne putem lua inspirația și unde ar trebui să ajungem. Chiar la 1901, când s-a finalizat construcția teatrului din Oradea, făcut de familia Hellner-Ferner, familia care a făcut toate teatrele în Imperiul Austro-Ungar, orașul era în cel mai înalt, la cel mai înalt nivel cultural din zona asta de Europa. Era conectat foarte bine la ceea ce se întâmpla în Viena, era conectat la ceea ce se întâmpla în Budapesta, datorită contextului geopolitic sau geografic, dar eram la cea mai înaltă sau pe cele mai înalte culmi culturale. În Oradea l-am avut pe Iosif Vulcan, l-am avut pe poetul maghiar Adi Endre. Totuși, în perioada respectivă, cultura oradeană era la un nivel foarte bun. Dacă vorbim de ultimii 15 ani, noi ne-am concentrat în prima fază pe zonele critice, ceea ce a presupus foarte multe investiții în infrastructură, investiții în a schimba viața orașului și în a îmbunătăți calitatea de viața oamenilor. Nu am neglijat partea culturală, dar ea a venit ca prioritate după anul 2015-16 încolo, pentru că trebuiau rezolvate încălzirea orașului, drumurile, centura, accesibilitatea, locurile de muncă. În 2016, Organizația de Management a Destinației, Visit Oradea, a preluat și misiunea de a organiza agenda de evenimente a orașului. Și am pornit de la câteva premise foarte simple. Bugetul pe care primăria l-a alocat și l-a alocat astăzi pentru evenimente este acordat acestei organizații, din bordul căreia fac parte și hoteluri importante din oraș, Hilton, Ramada, din Băile Felix, cel mai mare centru comercial, deci este un parteneriat public-privat. Scopul agendei culturale este de a oferi locuitorilor și și turiștilor un eveniment minim la 2 săptămâni în Oradea. Asta evident aduce un plus de valoare pe oferta turistică și doi, crește programul cultural pentru localnici. În același timp menționez că Oradea are și două teatre, un teatru de limbă maghiară, un teatru român și o filarmonică. Deci avem o bază instituțional-culturală de la care putem porni. Revista Familia este un alt exemplu de organism cultural care activează în Oradea. Evident, odată cu preluarea președinției Consiliului Județean de către domnul Bolojan, acestea au trecut prin niște procese de reorganizare. Asta nu înseamnă că nu se susține cultura, ci trebuie eficientizate unele lucruri, astfel încât să putem construi programe culturale care să răspundă atât localnicilor cât și turiștilor. Pe lângă principiul pe care vi l-am spus, de a avea minim la o dată la 2 săptămâni un eveniment în Oradea, am lucrat la niște evenimente care să devină odată niște ancore
turistice. Și aici mă gândesc la Festivalul Medieval. Ultima ediție organizată în 2019 a fost și cea mai mare. Am avut peste 650 de reenactori medievali din diferite colțuri ale lumii. Europa, Rusia, America și chiar și Australia. Și devine un tip de eveniment care poate să fie înglobat în brandul de oraș și poate fi specific orașului, pentru că ne-am dat seama, vorbind de Cluj, noi nu vom putea niciodată concura cu Antold, nu vom putea concura cu Electric Castle și nici nu ne propunem asta. Va trebui să găsim niște nișe care să fie complementare acestor evenimente, astfel încât să ne atragem și publicul de acolo și să creștem ca și identitate culturală la nivel regional și național. Avem un festival de muzică clasică care începe vineri. European Music Open i-a avut pe scenă pe cei mai importanți artiști din zona clasică din România, dar și pe cei mai importanți artiști din Viena, Austria. Și construim pe acest proiect, pentru că e o nișă pe care până acum nu am văzut-o fructificată în regiune și atunci poate deveni o nișă pe care să ne dezvoltăm. Un alt principiu a fost să învățăm de la cei care fac lucrurile foarte bine. Am invitat în Oradea Festivalul de Film Transilvania TIFF, care are o ediție de toamnă și care va începe în 2 săptămâni la Oradea și în ultimii 3 ani a fost un eveniment pe care noi l-am susținut. Asta odată pentru că e un brand național, pentru că noi ca și comunitate culturală putem învăța de la ei foarte multe lucruri. Și pentru că am găsit deschiderea în cei de la TIFF de a avea o ediție de toamnă a TIFF-ului, în afară de cea de primăvară din Cluj, să existe o ediție de toamnă, sperăm noi la fel de importantă și asta a fost proiectul asumat, în Oradea. Pentru că ei ne-au explicat că există în zona asta cinematografiei momente la care sau filme pe care le văd lansate în toamnă, dar care nu mai pot fi proiectate la timp în primăvară, pentru că primăvara sau înainte de primăvară mai apar și alte producții. Asta în condiții normale, nu în condiții de pandemie. I-am adus pe cei de la Gărâna, Festivalul de Jazz din Gărâna. Avem un proiect mic de jazz în Oradea, Ora Jazz Festival. I-am adus pe cei de la Street Food Festival, de la care am învățat foarte multe și care ne-au ajutat să dezvoltăm într-un anumit fel unele evenimente. Încercăm să aducem expertiză acolo unde este, să o ducem în Oradea, astfel încât să putem crește atât calitatea și nivelul actului cultural, cât și pregătim oameni care la un moment dat vor putea prelua această inițiativă. TIFF-ul a fost primul eveniment cultural din Cluj care a îngrenat foarte mulți oameni. Majoritatea oamenilor care au început la TIFF, după aia au făcut festivalul Jazz in the Park, sunt implicați în Antold. În Cluj există o masă de oameni care știu să facă evenimente. Sports Festival este un proiect care a început în Cluj acum vreo 2 sau 3 ani, care va veni în septembrie și la Oradea. Încercăm să aducem evenimente care au o notorietate națională, poate chiar internațională, pentru a câștiga experiență și pentru a crește nivelul de calitate într-un timp foarte scurt, dar și pentru a putea învăța de la oamenii aceștia. Dar răspunsul este că mai avem de muncit la zona culturală și că oamenii sunt îndreptățiți să nu fie mulțumiți, pentru că și noi credem că se poate mai mult.